Denumirea oficială a acestei arme este pistole Parabellum, dar este cunoscut mai ales sub denumirea de Luger sau P-08. Luger este numele designerului pistolului, iar P-08 este denumirea cu care a fost adoptat de către armata germană. În continuare va fi denumit Luger pentru că este cea mai populară denumire și cea mai scurtă. Lugerul este o armă foarte importantă în istoria pistolelor semiautomate și este arma pentru care a fost dezvoltat cartușul 9mm, cel mai popular și mai folosit cartuș din zilele noastre. Istoria lui începe cu pistolul C93, dezvoltat în 1893 de către Hugo Borchardt. Acesta a preluat ideea de toggle action, închizător articulat tip bielă, de la mitraliera lui Hiram Maxim și l-a adaptat pentru armă scurtă. Deși avea idei revoluționare, adică încărcător în mânerul armei, cartuș mic dar puternic și s-a dovedit rezistent și fiabil, pistolul C93 per ansamblu nu avea elementele necesare pentru a deveni o armă populară. Era greu și foarte lung, crosa la 90 de grade, o piesă mare în spatele mâinii, recul puternic. Georg Luger, care era inginerul șef al companiei Ludwig Löw, ulterior DWM, unde Borchardt a dezvoltat pistolul C93, a fost însărcinat cu rafinarea modelului în urma plângerilor primite la prezentări. Astfel, în 1898 apare prima variantă a pistolului și Luger începe o nouă serie de prezentări în diferite state pentru a-l vinde. Dat fiind că se dorea obținerea de contracte cu diferitele armate ale vremii, Luger a denumit pistolul Parabellum, de la zicerea în latină Si vis pacem, para bellum, care înseamnă dacă dorești pace, pregătește-te de război. Practic, prin parafrazare, pistole Parabellum înseamnă pistol pentru război. Lugerul are crosa înclinată la 55 de grade. Nu mai are partea din spate. Are arcul recuperator în mâner. E mai ușor și are mai multe îmbunătățiri la extractor, siguranță și pârghia de armare și este foarte bine echilibrat pentru o tragere instinctivă, cu o singură mână, cum era practica în vremea respectivă. Ca și pistolul Borchardt, noul pistol Parabellum avea calibrul de 7,65, deși cartușul nu era identic. Prima comandă a venit de la armata elvețiană în anul 1900, urmate de alte contracte mai mici în Bulgaria și alte țări. Totuși, armatele țărilor importante au făcut observația că puterea cartușului de 7,65 este cam slabă. Astfel, Luger a dezvoltat un nou cartuș în calibru de 9 mm și a refăcut proiectul pistolului pentru aceasta în 1902. În tot acest timp, pe lângă contractele militare, DWM a produs pistoale și pentru piața comercială. Noul model de Luger a fost adoptat de Marina Germană în 1904 cu denumirea P-04. Până la sfârșitul 1906, modelul era produs pentru armatele din Brazilia, Bulgaria, Olanda, Portugalia și Rusia, plus piețele comerciale din America, Franța sau Anglia. În 1908, armata germană a adoptat în sfârșit Lugerul sub denumirea de P-08 și a devenit arma scurtă oficială până în 1938, când a fost înlocuit de Walther P-38, dar a continuat să fie produs până la sfârșitul celui al doilea război mondial în 1945. Pistolul Luger a fost produs în număr de peste 3 milioane de exemplare de mai multe fabrici și în mai multe perioade. Prima perioadă este perioada imperială, când pistolul este produs de DWM, care vine de la Deutsche Waffen und Munitionfabriken, pentru piețele comerciale și militare. După adoptarea ca armă oficială germană, producția a început și la arsenalul armatei de la Erfurt. A doua perioadă este perioada interbelică sau perioada Weimar. După terminarea Primului Război Mondial, arsenalul de la Erfurt a fost desființat, iar DWM a rezistat până în 1930, când a fost absorbit de compania Mauser. Astfel, în această perioadă, Lugerul a fost fabricat de DWM și Mauser, dar și de alte fabrici subcontractate ca Vickers, arsenalul de la Berna și Simpson & Co. din Zul. A treia și ultima perioadă este perioada nazistă. În această perioadă, Lugerul este fabricat în principal de Mauser, dar și de mica companie Krieghoff,
care a cumpărat firma Simpson & Co. În zilele noastre, Lugărul este una dintre cele mai colecționate arme din întreaga lume. Numărul mare de producători, perioada foarte lungă de fabricare, diferitele modele fabricate și oprirea completă a fabricației după al doilea război mondial a făcut din Lugăr arma ideală pentru colecție. Era trofeul cel mai râvnit de către soldații aliați și în primul război mondial și în al doilea. Colecționarea lui e și mai interesantă datorită diferitelor modele care pe lângă cele două de bază mai există. Cel cu țeavă lungă pentru marină P-04 și model cu țeavă și mai lungă pentru artilerie. În plus, marcajele de pe Lugăr sunt extensive. Fiecare piesă, inclusiv încărcătoarele, având ștanțat numărul de serie al armei sau o parte din el, și ceea ce face ca o armă care are toate piesele cu același număr să fie și mai valoroasă. Pe acesta se poate vedea numărul de serie aici. Foarte, foarte vag pe țeavă. Aici, ultimele două cifre. Aici, aici. Aici, pe siguranță. Aici, în spatele. Și pe acolo era cândva 61 trecut, dar nu mai este. Și pe extractor. În plus, pe toggle aici tot 61 plus logo-ul firmei TWM. Tot la capitolul marcaje, mai trebuie precizat că fiecare contract pentru armata unui stat avea propriile marcaje. Astfel putem întâlni lugăre cu marcaje în alfabet chirilic sau alfabet arab. Toate aceste particularități ale pistolului Lugăr fac ca să existe o gamă pentru colecție foarte largă, pentru că s-au fabricat foarte multe bucăți, dar și foarte variată, existând pistoale comune, într-o condiție proastă, cu rugină sau piese disparate, care se vând la un preț relativ mic, 400-500 de dolari, până la pistoale excepționale din serii limitate și în condiții excelente, cu toate piesele originale, care pot atinge prețuri de sute de mii de dolari. Pistolul Lugăr este un pistol striker-fired, deci fără cocoș, cu recul scurt, care are ca sistem de acționare un închizător articulat tip bielă. După ce proiectilul părăsește arma, reculul face ca țeava și închizătorul să miște înapoi o mică bucată de parcurs, până când acele două cercuri lovesc rampa, care apoi face ca asta să se miște în sus și închizătorul să reculeze. Iar acolo este camera de ardere, de explozie. Acest auriu este extractorul care prinde cartușul și îl zvârlă afară, iar apoi închizătorul vine, ia următorul cartuș din încărcător și îl introduce pe țeavă. Acesta este un cartuș dummy, de doar glonțul și tubul. Și închizătorul preia cartușul și îl introduce pe țeavă, iar când iese cartuș pe țeavă, acest extractor este un pic ridicat și scrie Geladen, adică încărcat în germană. Și bineînțeles, extractorul își face treaba extrăgând tubul pe deasupra. O greutate de 870
și 1 de grame și o lungime de 23 de centimetri. Țeava are 4 inci, adică 10 centimetri. Deși nu pare, este un pistol relativ mare. Aici, comparat cu un Walther Pepe, vedeți că lugărul este semnificativ mai mare. Și comparat cu un Glock, asta e de jucărie, bineînțeles, dar are cam aceeași dimensiune. M-a surprins pe mine când am pus prima dată mâna pe acest pistol este faptul că greutatea este toată deasupra mâinii. Țeava este scurtă și fără prea mare greutate și toată greutatea e aici, deasupra, și nu simți deloc greutate pe țeavă ca la celelalte pistoale cu slide. Iar cealaltă chestie ce m-a izbit este cât de lat este trăgaciul. Dacă îl prind corect, degetul mi-ajunge doar până la jumătatea trăgaciului. Deși n-am o mână chiar mică, e medie spre mare. Ansamblarea este relativ ușoară. Se apasă pe ceva tare ca să reculez un pic în spate. Se trage această manetă în jos, se lasă. Se scoate piesa de laterală și se ia side plate afară, țeava și tot închizătorul iese afară fără nicio problemă. Aici avem doar trăgaciul și încărcătorul, iar toate celelalte mecanisme se află în această bucată. Pentru a separa mai departe aceste două piese, se scoate acest pin și se extrage toggle-ul și rămâne doar țeava. Acest pin se scoate afară și se scoate toggle action-ul afară. Aici este cuiul percutor și gheara extractoare. Aici se poate vedea arcul cuiului percutor. Și aceasta este țeava. Ghinturile sunt cam tocite la acest pistol. Și acestea sunt piesele componente a unui lugăr dezansamblat. Pentru a reansambla trebuie doar avut grijă la gheara aceasta să intre în locul ei, care este aici în spate. Acolo trebuie să intre. Acolo așa. Pistolul vine înapoi. Se așează placa aceasta aici. Și apasă piesa asta înapoi. Pistolul de față este fabricat de DWM sau DWM. În perioada primului război mondial. După marcaje se poate determina doar perioada aproximativă. Acolo se văd marcajele de acceptanță în armata imperială germană din primul război mondial, dar lipsește anul de fabricație de pe
camera de explozie, care majoritatea lugărilor au ștanțat aici un an, acest an nu l-are. Deci se poate determina doar perioada aproximativă de fabricație, între 1914 și 1918. Cândva după sfârșitul războiului, ca să se evite sancțiunile impuse de tratatul de la Versailles, a fost ștearsă data de fabricație de pe țeavă, de aici, pentru a-l face să pară un model comercial. Ulterior, se pare că a ruginit și cineva l-a refinisat prin șlefuire, ceea ce face că marcajele să nu fie așa de pronunțate pe cât ar trebui. Mai ales asta și numărul serial de pe țeavă. Și apoi a fost refinisat și rebronat. Arată bine, dar nu e finisajul original. Toate piesele au același număr de serie, în afară de trăgaci. Piesa înăuntru aici scrie 82 în loc de 61 ca pe restul pieselor. Luger a fost primul pistol semi-automat de succes din lume. Un model compact, rezistent, fiabil, ușor, ușor de încărcat și de folosit. Totuși a fost un pistol scump de fabricat, costul de producție fiind ridicat din cauza sutelor de prelucrări necesare și a toleranțelor extrem de mici. Din această cauză, sistemul toggle action nu a mai fost folosit în nicio altă armă după aceea. Rămâne o armă de referință în istoria armelor și o piesă de bază în orice colecție de arme, chiar dacă a fost un dead end din punct de vedere a dezvoltării tehnologiei armelor. Cea mai importantă moștenire a pistolului Parabellum este însă cartușul de 9x19, care este denumit și 9mm Para sau 9mm Luger, în memoria acestui pistol legendar.